Salvele de tun au fost trase noaptea la 3:50, aceeași oră la care în urmă cu 100 de ani soldații români intrau în lupta de la Mărăști. Le-au executat simultan militarii mai multor batalioane aflați în poligoanele de la Cincu, Smârdan și Bagdad, în amintirea celor aproape 1500 de soldați români morți și peste 3000 de răniți în bătălie. Au asaltat dealul, i-au surprins pe soldații germani și austro-ungari, aceștia retrăgându-se debusolați. Lupta s-a disputat la tranșee. Ostași români cu baioneta la armă au luat cu asalt pozițiile inamice prin breșele create de artilerie și s-au angajat în luptă corp la corp. Victoria de la Mărăști a fost preludiul celor de la Mărășești și Oituz, care au dus la zdrobirea lui Mackensen, supranumit și generalul de fier, comandantul trupelor germane. Acesta vroia să nimicească armata română ca să ocupe Moldova și Ucraina. Trenul regal a făcut astăzi o călătorie a recunoștinței în memoria eroilor căzuți în bătălii. Principesa Margareta, care este strănepoatea lui Ferdinand Întregitorul, și principele Radu, l-au avut invitat special pe ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm. Acesta a participat și la ceremoniile de la Mărăș, Mărășești și la cimitirul eroilor din Oituz. Cea mai mare zi pentru acest oraș. Sufletele adormiților romilor, Dumnezeu, eroi, ostași, luptători români. Trenul regal a oprit în gările din Focșan, Mărășești, Adjud și Onești, unde a fost întâmpinat de mii de oameni. Sunt emoționați. Niciun oficial român nu a participat la ceremoniile religioase și militare.